Povestea lăcrămioarelor. Au fost odată ca niciodată un rege și o regină care au avut doi copii, o fată și un băiat. Erau amândoi foarte frumoși și cu minți, iar părinții îi iubeau precum lumina ochilor. Într-o zi aveau să conducă regatul. Copilașii însă nu se gândeau la răspunderea pe care o vor avea odată. Ei alergau cât era ziulica de lungă în grădina palatului, culegeau flori, cântau și se jucau veseli. Dar iată că într-o zi toată această veselie luă sfârșit. Fetița se îmbolnăvi și niciun doctor, vraci sau învățat nu-i găsi vreun leac. Slăbea de la o zi la alta și părinții parcă se stingeau deodată cu dânsa. Dar mai trist dintre toți era fratele ei, cel care își pierduse surioara cea dragă și prietena de joc. El se duse în grădină și lăsă să-i cadă lacrimi mari, amare. Dar ce să vezi, minune, lacrimile sale sincere de copil se transformară în niște floricele albe, delicate și frumoase. Așa au luat naștere lăcrămioarele, care în scurt timp împânziră grădina palatului. Văzând florile acelea delicate și parfumate, Doica adună un buchet mare și, punându-l într-o vază, îl duse în camera copilei. Parfumul lor o trezi pe fetiță din somn și, deschizând ochii, întrebă: "De unde sunt florile? Cine le-a adus? Nu avem în grădină asemenea flori. Când mă jucam pe acolo, nu l-am văzut. Cum se numesc?" "Seamănă cu niște lacrimi înșirate pe o tulpină." "Sunt lăcrămioare," spuse fratele ei intrând în odaie, "și sunt lacrimile mele, fiindcă nu ne mai jucăm împreună." Începând de atunci, fetița s-a vindecat, iar cei doi frați s-au bucurat în continuare de copilărie. Legenda Buburuzei. Au ieșit ghiocei albi, brândușele galbene și toporașii albaștri. Albinele își deretică stupul, că mâine vor să iasă la treabă. Mie îi zburdă pe pajiștile abia descolite de nea. În o gradă găinile scurmă și cotcodăcesc. Toată lumea are treabă, nimeni nu stă degeaba. Mângâiată de soare, buburuza cea mică și roșie a ieșit și ea din crăpăturile scoarței copacului, unde a stat pitită până atunci. A făcut ochii mari și s-a uitat în jur. Așa cum stătea pe scoarța cenușie a copacului, părea o fărâmă dintr-o piatră prețioasă roșie. Avea și scăpărări de rubin când o rază o mângâia pe spate. Buburuza s-a întristat. "Ce mică și neînsemnată sunt! Toate în jurul meu au un rost, numai eu nu, nimeni nu mă bagă în seamă." Zicând acestea, și-a desfăcut larg aripile, lăsându-se purtată de o boare de vânt. Așa a ajuns pe prispa unei case, iar de acolo pe mâna unui copil care se juca. "Bunicule," s-a bucurat copilul, "uite o buburuză, ce câză micuță și drăgălașă! I-o fi frig! Dar de acum gata, nu te mai necăji, buburuzo, am să te încălzesc eu." Și copilul a ridicat încetişor mâna către soare și a mângâiat cu drag stropul roșu care îi înflorea palma. Apoi a suflat încetişor asupra: "Hai, du-te, buburuzo, încălzește-te la soare."
S-a bucurat Buburuza, a înțeles că mică și neînsemnată cum e, are și ea un rost pe lumea asta. E cea din tâi gâză care anunță primăvara. E, cum s-ar zice, o vestitoare curajoasă. Legenda regelui Negas. Cu mulți ani în urmă trăia în Frigia un rege care era și avar și laco. Se numea Midas. Într-una din zile, regele îl găzdui pe Silenos, care făcea parte din cortegiul zeului Dionisos, care călătorea din Tracia spre Frigia, fiindcă se rătăcise. Dionisos îi spuse regelui că îi îndeplinește orice dorință, drept răsplată pentru că s-a purtat bine cu Silenos. Midas se gândi îndelung, oare ce putere miraculoasă îl putea face și mai puternic, și mai bogat. Lacom de bogății, într-un sfârșit îi spuse că își dorește ca orice atinge să se transforme în aur. Fie, spuse Silenos și îndeplini dorința. Midas atinse scaunul și acesta se transformă în aurul cel mai pur. Își atinse centura, hainele, un vas, o statuie, toate se transformară în aur. A început să fugă peste tot prin palatul lui și totul devenea de aur, mobilele, pereții, tot ce se găsea acolo. Midas era foarte fericit, dar mai târziu i se făcu foame. Se așeză la masă, dar orice ducea la gură se transforma în aur. Din cauza lăcomiei lui va muri de foame și de sete, gândi Dionisos în sinea lui. Dobor de foame și sete, Midas i-a cerut atunci lui Dionisos să-l scape de darul său împovărător, deși acesta îl îmbogățea din ce în ce mai mult. Zeul Dionisos l-a îndemnat. Du-te de te scaldă în apele Pactolului. Așa vei scăpa de acest dar. Regele Midas îl ascultă și se scăldă în apele Pactolului. După ce s-a scăldat, Midas a redevenit muritor de rând. În schimb, spune legenda, apele în care s-a scăldat au rămas de atunci bogate în nisip aurifer. Nisip ca albă și spirituși. Odată, un om a ajuns până la polul nord și a prins un pui de urs polar. A vrut să-l ducă în dar țarului. Pe drum, în pădure, l-a prins noaptea și a căutat găzduire la pădurar. Te rog, găzduiește-ne peste noapte, spuse omul, fiindcă nu avem unde nopta. Este în regulă, da, trebuie să te mulțumești cu un loc mai mic. Nu foarte confortabil, pentru că vom fi mulți, îi răspunse pădurarul. În data de 5 aprilie este ziua spiritușilor pădurii, a trolilor și, din păcate, distracția are loc în casa mea. Așa că omul s-a adăpostit în cămară, iar ursul se băgă sub laviță și adormiră. Seara sosiră trolii. Erau foarte mulți și erau de toate formele și mărimile. Se vânzoleau încoace și încolo, făceau hărmălaie, întocmai ca și copiii când se distrează. Unul dintre ei zări blana albă a ursului și a crezut că este o pisică albă. Atât l-a zgândărit, trăgându-l de mustăți, de urc, de blană, până când ursul, furios,
ieși de sub laviță, gata, gata să-i înhațe, iar trolii speriați o luară la fugă. În anul următor, înainte de a se hotărâ să se adune iar în casa pădurarului, l-au întrebat dacă mai are pisica cea mare. Bineînțeles, îi prosti acesta, iar între timp i s-au născut 7 pisoi care sunt chiar mai mari și nemiloși decât aceasta. Nu mai are rost să vă spun că trolii nu au mai apărut niciodată în casa pădurarului, de frică să nu-i mănânce pisica cea mare. Ionică Uriașul devine tăietor de lemne. Ionică Uriașul s-a angajat tăietor de lemne. Însă nici măcar în prima zi nu s-a dovedit a fi foarte harnic. Dimineața, când ceilalți muncitori l-au trezit să meargă în pădure, el nici măcar nu s-a ridicat din pat. Luați-o înainte, spuse el somnoros. Vă ajung eu din urmă. Când în sfârșit se dădu jos din pat, își pregăti prima dată o supă. Abia apoi porni în pădure și smulse din rădăcini 2 copaci, cei mai mari pe care îi găsi, pe care îi puse în căruță, de parcă erau numai niște surcele. Pe drumul de întoarcere, într-o vale adâncă, mai multe trunchiuri de copaci îi blocau drumul. Ionică, văzând acestea, nu stătu pe gânduri, ci a ridicat căruța împreună cu încărcătura și cai deasupra capului și o trecu până în partea cealaltă a văii. Acasă stăpânul a fost foarte mulțumit când a văzut că el s-a întors înaintea celorlalți cu 2 copaci imenși. Ionică nu stătu să-și aștepte colegii de muncă pentru a sta la taclale cu ei, ci se duse la culcare. Când ceilalți s-au întors de la muncă, au început să se plângă stăpânului de Ionică. Ionică doarme și acum, spuseră ei. Într-adevăr, dar în timp ce dormea a tăiat 2 copaci, spuse stăpânul, arătându-le copaci. Pentru ceilalți muncitori era de muncă la pădure, dar pentru Ionică vorba aceea. Mare lucru la pădure, tai, încarci, legi și legi. Lupul și vulpea. Lupul o angajă pe vulpe ca servitor. Săraca vulpe nu mai putea să suporte stăpânul, numai că acesta era mult mai puternic decât ea, așa că nu avea de ales și trebuie să îl slujească mai departe. Du-te și adu-mi ceva de mâncare, îi porunci stăpânul, dacă nu, te voi mânca pe tine. Vulpea fura când o oaie din o gradă, când omleta pusă la răcit pe pervazul ferestrei, dar de fiecare dată avea grijă să nu o vadă nimeni. Toate ar fi fost bune și frumoase dacă în marea ei lăcomie nu plecă chiar lupul la furat. A fost văzut și altoit bine, chiar el a dat vina pe vulpe și se supără pe ea. Într-una din zile îi spuse vulpii, vulpe, adun ceva de mâncare sau te înghit pe tine. Vulpea răspunse, este aici aproape o pivniță a unui gospodar. E plină cu tot felul de bunătăți, salam, șuncă, cașcaval, ți-o arăt unde este. În regulă, spuse lupul, dar nu mai vreau surprize, așa că vei veni cu mine. Printr-o deschizătură îngustă intrară amândoi în pivnița gospodarului. Lupul lacom se aruncă asupra mâncării, dar vulpea, în schimb, tot intra și ieșea prin deschizătură, pentru ca în caz de pericol să o poată lua la fugă. De ce-ți pierzi vremea în loc să mănânci? Întreba batjocoritor lupul. Eu de aici nu plec până nu mă satur. Chiar în acel moment,
coborând pivniță gospodarul cu o bâtă, pentru că deveni bănuitor auzind zgomotele venind din pivniță. Vulpea, care era mlădioasă ca la începutul venirii, reuși să fugă cu iscusință. Lupul, în schimb, pentru că avea burta prea plină, nu a mai încăput prin deschizătură, iar gospodarul îl altoi rău de tot cu bâta lui. Îngerul păzitor al birjarului. Un om se întorcea de la târg, fusese să-și cumpere de alegurii și avea căruța încărcată. Bietul măgăruș de-abia o ducea. La un moment dat începu o ploaie deasă, deasă, de ziceai că toarnă cu găleata. Omul grăbi măgarul pentru a ajunge mai repede acasă, dar cărarea se umplu de apă de nu mai vedeai pe unde mergi. Măgarul înainta tot mai greu. Cărarea se transformă într-o mocirlă, iar căruța se afundă într-o groapă. Dar fiindcă era prea încărcată, degeaba se opinti măgarul, degeaba suduia birjarul, că nu reușiră să se urnească. Birjarul tot lovea animalul, îl biciuia peste spate, aproape lăsându-l fără piele, dar nu obținea nimic. Atunci chemă în ajutor îngerul lui păzitor și promise că va aprinde o lumânare în cinstea lui. Înainte de a porni să cauți lumânarea, se auzi o voce: încetează cu biciuirea măgarului tău și dă-te jos din căruță ca să fie cât mai ușoară. Apoi caută bolovan și astupă groapa. Prinde bucata aceea de lemn și folosește-o ca pârghie. Birjarul urma înmărmurit indicațiile date de voce. Când mână din nou măgarul, căruța ieși cu ușurință din mocirlă. S-a întâmplat o minune, striga el transpirat din cauza efortului. Vezi, bubui vocea, chiar tu ai făcut minunea. Ajută-te că și Domnul te va ajuta. De atunci, omul nu a mai bătut măgarul, iar când căruța era încărcată, mergea pe lângă aceasta. Dar nici nu mai aștepta ca îngerul păzitor să facă minuni, ci își punea mintea la lucru. Ținuse minte sfatul îngerului. Leul și iepurele cel bătrân. În pădure trăia odată un leu fioros, care ținea în teroare toate animalele. Supușii lui au căzut la îmboială cu el. Regele animalelor trebuia să se mulțumească cu o singură masă pe zi. În schimb, victima îi se preda singură. Așa regele nu mai trebuia să se chinuie cu vânătoarea, iar ei nu trăiau cu frica în sân, fiindcă nu știau când le vine rândul. Toate erau așa cum le-a fost înțelegerea, până când veni rândul iepurelui, cel bătrân și viclean. Ajunse din timp în fața leului, dar se prefăcu că rămâne fără aer din cauza alergăturii. Venind încoace, spuse el abia suflând: am fost urmărit de un leu, numai datorită picioarelor mele, care sunt sprinte, ne-am scăpat. Un alt leu? Spuse regele animalelor, înfuriat la culme că ar putea avea un rival. Unde este? Întrebă el. La lac! Este mare, tânăr și mai puternic. A spune chiar mai curajos decât tine, dacă a îndrăznit să râvnească la masa ta. Asta trebuie să văd cu ochii mei. Du-mă acolo! Îi arăt eu cine e stăpân aici, să mă înfrunte dacă are curaj. Animalul, înfuriat, îl urmă pe iepure la lac, iar acolo, în apele lacului, văzu un leu. Pe loc se aruncă asupra lui.
Așa s-a făcut că un iepure, fără apărare, a învins un leu fioros care se credea cel mai puternic. După cum spune și zicala, mai multe obții cu istețimea decât cu forța. Prințul Broască. O tânără și prea frumoasă prințesă se juca pe malul unui râu, alergând după fluturi și scăpătia de manapă. Începu să plângă așa de amarnic, încât broaștelor de pe mal îi se făcură milă de ea. Un broscoi urât care stătea în apă o întrebă: ce-mi dai dacă ți-aduc diadema înapoi? Prințesa-i promise că îi dă atât aur cât își dorește. Eu nu-mi doresc decât să rămân cu tine și să fiu prietenul tău. Prințesa-i promise, iar fi promis orice numai ca să-și primească diadema înapoi, dar nici prin gând nu-i trecea să-și țină promisiunea. De îndată ce primi diadema înapoi, fugi spre casă, iar broscoiul, cu toate că nu o putu ajunge din urmă, se luă după ea până la palat. Prințesa, când îl văzu, se sperie și ceru ajutorul tatălui ei. Tată, tată, scapă-mă de broscoiul ăsta, strigă prințesa. De ce se ține după tine? Întrebă împăratul. Uac, uac, mi-a promis că dacă îi aduc diadema, voi fi prietenul ei, răspunse broscoiul. Împăratul, după ce află ce s-a întâmplat, îi porunci fetei lui să își țină promisiunea. O promisiune e mai rea ca o datorie, spuse împăratul. Va trebui să-ți ții promisiunea făcută. Fata prinse cu două degețele broscoiul, dar îl aruncă imediat pentru că îi se făcu scârbă de el. Dar până și această scurtă atingere a fost de ajuns ca să rupă vraja, iar broscoiul cel urât s-a transformat într-un prea frumos prinț. Nici nu mai trebuie să vă spun că și de data aceasta povestea s-a terminat cu o nuntă ca în povești. Gâsta și lepădă. Într-una din zile, gâsca și lepăda au fost cumpărate împreună din piață. Au ajuns în lacul unei mari vile. Amândouă îi aduceau bucurie stăpânului de câte ori acesta le vedea. Lebăda îi bucura ochii și urechile datorită aspectului ei frumos și cântecului ei minunat, iar gâsca îi promitea o masă copioasă datorită gustului deosebit al cărnii ei. Cele două păsări trăiră mulțumite și împăcate, fiind cele mai bune prietene timp îndelungat. Cât era ziua de lungă, notau pe apă maiestoase. Stăpânul venea întotdeauna cu musafirii lui la lac pentru a le admira pe cele două păsări și a le da bucățele de pâine. Era o plăcere să le privești cum alunecau pe oglinda lacului. Veni și ziua când stăpânul porunci să-i fie friptă gâsca, pentru că avea la cină musafiri importanți. Bucătarul merse la lac să o prindă pe cea care trebuia să bucure gustativ musafirii, dar în acea zi era destul de beat și din greșeală prinse lebăda. Aceasta, văzând cum cuțitul se apropia de gâtul ei, începu să cânte unul din cele mai tânguitoare cântece ale ei, care îți rupeau sufletul. Bucătarului
i se făcu așa de milă că nu a putut să taie lebăda și i-a dat drumul pe lac. Atunci și-a dat seama că, din neatenție, în loc să prindă gâsca, a prins lebăda. Asta ne învață că cine se pricepe să mânuiască cu iscusință cuvintele, reușește să scape și din situațiile care sunt fără ieșire. Micul porcar. Un prinț a vrut să o ceară în căsătorie pe o prințesă. I-a trimis cel mai frumos dar cu putință, un trandafir și o privietoare. Toată lumea a fost uimită de daruri, numai prințesa era nemulțumită. Trandafirul este viu, nu din argint, iar privighetoarea nu este de jucărie și nu are arc. Trandafirul se veștejește dacă nu-i pun apă proaspătă în fiecare zi, iar privighetoarea moare dacă nu-i dau de mâncare și apă de băut. Of, cât efort să le îngrijesc! Prințul a fost respins, dar el nu se dădu bătut. Se gândi să-i dea o lecție prințesei, iar pentru asta se îmbrăcă în haine simple, dându-se porcar și se angajă la curtea împăratului. În timpul lui liber, cioplea diferite lucruri ciudate, iar prințesa mura de curiozitate să afle ce sunt acestea. Află că porcarul cioplii o oală care avea niște clopoței pe margine și când apa fierbea, se auzea clinchetul lor. A vrut să o cumpere cu orice preț. Porcarul îi spuse că o dă numai dacă primește un sărut, iar prințesa, auzind aceasta, nu stătă mult pe gânduri. Împăratul o văzu pe prințesă cum se săruta cu porcarul, făcu un scandal mare și vru să-l alunge pe porcar de la curte, dar când îi spuse că el de fapt e prințul care i-a trimis trandafirul și privighetoarea, prințesa se hotărâ să se căsătorească cu el. De data aceasta, prințul a fost cel care o respinse spunând: de la un prinț ți s-a părut puțin să primești un trandafir și o privighetoare, dar unui porcar i-ai dat un sărut pentru o oală cu clopoței. Păstrează-ți oala și rămâi nemăritată! Pasărea care nu-i cizmarul își iubea foarte mult fata. De aceea, ori de câte ori o zărea, începea să cânte de bucurie. Dar fata, în schimb, se pare că era mută. Nimeni nu auzise vreodată spunând un cuvânt, iar vecinii o numiră pasărea care nu cântă. S-a întâmplat ca odată fiul împăratului să se îmbolnăvească. Chemară doctorii, dar aceștia nu putură face nimic. Apoi au chemat zânele, iar una dintre ele le spusese că va fi vindecat de către pasărea care nu cântă. Nimeni nu știa despre ce pasăre poate fi vorba, dar împăratul a trimis soli în toată țara ca să o găsească și să o aducă la palat. A auzit despre asta și cizmarul și a luat fata de mână și a dus-o la palatul împăratului. Aflându-se înainte acestuia, cizmarul spuse: fata mea este pasărea care nu cântă, este vrednică să îngrijească de fiul măriei tale. Dar împăratul, când a văzut că i-a fost adus altceva decât o pasăre, a poruncit ca cizmarul și fata lui să fie aruncați în temniță. Atunci prințul oftă. Au închis în colivie pasărea care nu cântă, iar în temniță fata, pentru prima dată în viața ei, a început să cânte.
pasărea care nu cântă, zboară în copacul cel mai înalt, își face cuib acolo și vorbește în continuu perechii sale. De îndată ce auzi acestea, împăratul o eliberă pe fată. Prințul se vindecă fiind îngrijit de ea și făcură o nuntă mare care a ținut 40 de zile și 40 de nopți. Iar eu cred că ei trăiesc și astăzi fericiți. Este adevărat. Găinușa cea moțată își primenea penele cu ciocul și din greșeală își smulse o pană. Încă una, suspină ea, dacă voi continua așa, mă urățesc de tot, nu voi mai avea penele ca înainte. Vecina ei, găina roșie, înțelese greșit și povesti astfel unei alte găini. Este cineva printre noi care vrea să fie mai frumoasă decât noi și își smulge toate penele. Auzi asta, bufnița. Taci, o potolicioara, nu în fața copiilor, dar zbură deja să le povestească altora. Ați auzit? Una dintre găini și-a smuls toate penele numai ca să-i placă cocoșului. O să fac aprindere la plămâni dacă va mai putea trăi după aia. Despre această întâmplare deja gângureau și porumbei, iar până când povestea ajunse la rândunică și de la ea la Liliac, se făcu și mai pompoasă. Când ajunse înapoi în ograda găinilor, era vorba despre 5 găini care și-au smuls penele una alteia în bătaia iscată pentru cocoș. Găinușa cea moțată nici nu-și putea închipui că întâmplarea avea legătură cu ea. Ce comportament scandalos din partea lor, strigă ea. Așa ceva nu s-a mai pomenit până acum. Oare care au fost cele 5 care s-au bătut pentru cocoș? Se întrebau toate orătăniile din ogradă. Noi de ce nu le-am văzut? Nimeni nu știa să dea răspunsul. Vorba proverbului: ascultă tot, dar nu crede tot. Porunca țarului. Într-o țară îndepărtată avusese loc o răscoală. Răsculații pierduseră, iar conducătorul lor fu prins. Țarul îl închise în temniță pe conducătorul răscoalei, iar fata acestuia se duse la țar ca să ceară eliberarea lui. Fata era tânără și frumoasă, dar țarul nu se lăsă impresionat. Îl eliberez pe tatăl tău și te iau și pe tine de soție, spuse fetei, dacă vei face ce-ți spun eu. Dar dacă nu, atunci tatăl tău va muri, iar tu te vei căsători cu grăjdarul. Așa să fie, spuse fata. Ce trebuie să fac? Trebuie să vii la mine, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici pe jos, nici călare, să-mi aduci un dar și nici să nu-mi aduci. Fata plecă gândindu-se la ce are de făcut. Nu era doar tânără și frumoasă, era și isteață pe deasupra. Iar ceea ce îi ceruse țarul nu era imposibil. A doua zi se înfățișă înaintea țarului. Avea pe ea numai o plasă deasă de pescar, așa că era și îmbrăcată și dezbrăcată. Stătea călare pe un iepure, așa că nu era nici pe jos și nici pe cal. În mână ținea o prepeliță, pe care când ajunse în fața țarului, o lăsă liberă, deci îi adusese un dar, care nici nu era dar. Țarului îi plăcea oamenii deștepți și curajoși. Își
ținu promisiunea. Îl eliberă pe rivalul lui cel curajos, iar pe fata cea deșteaptă o luă de soție. Pălăria lui Hanako. Hanako, fata samuraiului, era nevoită să poartă o pălărie ascuțită de tot râsul care îi acoperea toată fața. Tatăl ei o pusese pe cap înainte de a muri. De atunci nimeni nu a putut să-i scoată ciudata acoperitoare de pe cap. Lumea râdea de Hanako din cauza acelei pălării, până când într-o zi Hanako se sătură de batjocura oamenilor din satul ei și plecă în lume. După ce merse cale îndelungată, ajunse într-un oraș mare. Kyoto era capitala imperiului la acea vreme, iar familia regală trăia aici. Pentru ca să aibă din ce trăi, se angajă în serviciul prințului ca servitoare. De data asta, colegii ei servitori râdeau de ea și erau răutăcioși. Într-o zi, prințul o găsi toată în lacrimi pe fată. Auzi povestea și așa de tare o compătimi, că o luă de mână, ducând-o în sala tronului, în fața împăratului, și ceru voie acestuia să o ia de soție. Nu se poate căsători un nobil cu o servitoare, răspunse indignat împăratul. Nu e de rangul tău? Hanako, deși stătea în genunchi și cu capul plecat în fața împăratului și nu scotea o vorbă, a fost considerată vinovată și alungată din palat. Tocmai ieși din sala tronului, când pălăria acea mare căzu de pe capul ei și toată lumea putu vedea frumusețea uimitoare a fetei. Iar toate bijuteriile care se găseau în cutia de pe capul ei se împrăștiară pe jos. Unul dintre miniștri o recunoscu ca fiind fata samuraiului, așa că după toate acestea, Hanako se putea căsători cu prințul care avea acordul împăratului. Floarea de măr și pupătia. Era primăvară, iar mărul din grădina castelului era înflorit și plin cu flori albe. Trecu pe acolo contesa cu alaiul ei și fu fermecată de frumusețea florilor. Ia priviți, spuse ea, ce frumusețe de flori! Vreau și eu o crenguță înflorită. Un servitor se grăbi să îndeplinească dorința, a tăiat o creangă din mărul înflorit și a așezat-o într-o prea frumoasă și prețioasă vază din salonul ei. Creanga de măr era foarte mândră de soarta ei, pe care o obținuse datorită frumuseții. Prin fereastră vedea florile de pe câmp și cele din grădină și simțea milă pentru ele, pentru neînsemnătatea lor. Cel mai tare compătimea păpădia, pentru că rupeau copiii și pufii ei dispăreau la cea mai ușoară suflare, iar ea rămânea golașă și vulnerabilă. Îi mai era milă și de celelalte flori, că erau mai urâte decât ea, dar, pe de altă parte, era foarte mândră de frumusețea ei și de faptul că se afla într-o vază prețioasă din salonul unei contese. În schimb, ea uitase că soarele încălzește la fel de tare și asupra ei ca și asupra florilor de pe câmpie. Într-una din zile, contesa aduse niște păpădii și le puse în aceeași vază cu creanga de măr.
azi am să pictez. Vreau să surprind frumusețea simplă a florilor de câmpie, înainte de a li se scutura pufii, spuse ea adresându-se doamnelor de companie. Sunt tare frumoase, spuse una. Dar toată grădina e frumoasă, o mare de flori, parcă a coborât curcubeul peste ele, spuse contesa. În acel moment, florile de măr se îmbujorară puțin, fiind cuprinse de rușini. Găuriți de dans. Ce enigmă! În fiecare seară, prințesa era închisă în camera ei, dar dimineața pantofii ei erau găuriți, iar ea era foarte obosită. Împăratul promise o recompensă mare celui care reușea să rezolve enigma. Mulți și-au încercat norocul, dar degeaba. Într-un sfârșit se prezentă un tânăr care cu ajutorul pelerinei lui putea deveni nevăzut. Pelerina o primise de la nașa lui, care era zâna secretelor. Seara tânărul se ascunse lângă patul prințesei, care, bineînțeles, nu îl putea vedea. În mijlocul nopții, prințesa, ca și o somnambulă, se dădu jos din pat, ținând ochii închiși, și dispăru printr-o ușă secretă care se deschidea în perete. Tânărul o urma fără să stea pe gânduri. Au trecut printr-un tunel secret și au ajuns la un palat luminat ca și ziua. Prințesa era așteptată de către prințul nopții. Imediat ce ajunse, aceasta începu dansul. Când se crăpă de zor, prințesa se întoarse în odaia ei și se puse în pat, iar când se trezi, ca de fiecare dată, nu își amintea nimic, dar era foarte obosită. Tânărul, în schimb, îi putu spune împăratului toate cele petrecute. Acesta își putu da seama că prințesa se află sub puterea unei vrăji. O chemă pe zâna secretelor, nașa tânărului, să o elibereze de sub stăpânirea prințului nopții. Aceasta spuse că fata va fi eliberată de vrajă doar în clipa când se va căsători. Împăratul dădu poruncă să se facă pregătirile de nuntă chiar în acea zi, iar zâna secretelor le dărui prințese și finului ei dragoste unul față de alt. Ivan Arcașul și prințesa. Ivan era un arcaș atât de iscusit că țarul îi încredința lui cele mai complicate îndatoriri de luptă. Drept răsplată, îl avansa de fiecare dată în grad, așa că Ivan, cu toate că era foarte tânăr, ajunse deja general. Într-una din zile veniră la țar ceilalți generali care îi strecurară în suflet îndoiala că Ivan nu îi este atât de loial pe cât se arată și că, de fapt, acesta uneltește împotriva lui, vrând să îi ia locul. Așa că țarul îl chemă la el pe Ivan și îl însărcină cu o nouă misiune, cu gândul de a scăpa de el. Generale Ivan, am pentru tine o sarcină importantă. Tu va trebui să mergi ca sol din partea mea și să o convingi pe prințesa Vasilisa să-mi devină soție. Dar dacă răspunsul ei va fi un refuz, va trebui să o răpești și să o aduci împotriva voinței ei. Ivan urni la drum, dar știa prea bine că era o situație fără ieșire. Auzise de prințesa Vasilisa și de faptul că cine o cerea de soție era supus unei probe
Până acum nu trecuse nimeni de proba dată, iar prințesa cu siguranță că nu va accepta ca altcineva să dea proba în locul pretendentului la mâna ei. Iar de răpire nu putea fi vorba. Prințesa era bine păzită, dar nici de întors fără prințesă nu se putea întoarce. Ce vor fi, va fi, se gândi Ivan. Am să încerc totuși să o conving. Ajuns în fața prințesei, îi spuse din partea cui vine și cu ce gânduri. Dar prințesa spuse, ai auzit până acum de mine, deci știi că așa ceva nu e posibil. Dar dacă vrei, poți să-ți încerci norocul și să lupți pentru a-ți fi soție. Ivan acceptă provocarea și ieși învingător. Se căsători cu prințesa și au trăit fericiți. Globul de cristal. A fost trimis un minunat glob de cristal cadou mare lui împărat al Japoniei, dar chiar pe drum se iscă o mare furtună pe mare. Vaporul se scufundă. Împăratul trimise cei mai buni scufundători ai lui să caute globul, dar nici unul nu reuși să-l găsească. Apăru în schimb o femeie firavă și micuță, cu copilul agățat de ea. Se rugă de gărzi să o lase să se înfățișeze înaintea împăratului. Dorea să încerce și ea să găsească globul de cristal. Împăratul o întrebă, de ce vrei să țăriști viața căutând globul de cristal? Stând în genunchi și cu capul plecat în fața împăratului, femeia a răspuns, stăpâne, dacă primesc recompensa pentru glob, îl voi putea trimite la școală pe fiul meu, Tamatari, să devină samurai. Împăratul, impresionat de curajul ei, spuse, având o mamă atât de curajoasă, băiatul tău va fi un bun samurai, îți dau voie să încerci. Părea imposibil ca tocmai o femeie să poată găsi globul de cristal. Femeia înfășură în jurul ei o funie și se aruncă în adâncuri. Se lăsă până la fundul mării, unde se găsea palatul balaurilor. Ea se gândi că globul de cristal a fost furat de către aceștia. Prinzând globul între mâini, începu încet să se spre suprafață, agățându-se de funie. Dar fiarele mării au atacat-o, iar ea ascunse globul de cristal în sân. Când au reușit să o tragă la suprafață pe femeie, au găsit globul la sânul ei. Împăratul se ținu de cuvânt, iar curajoasa femeie reuși să-și trimită băiatul la școala pentru samurai. Acesta, devenind unul dintre cei mai buni. Lucrul și cei șapte iezi. Într-o zi, mama capră a trebuit să plece de acasă și și-a lăsat cei șapte iezi singuri. Înainte de a pleca, mama își atenționa iezii să nu cumva să lase înăuntru pe lupul cel rău, oricât de mult ar încerca el să-i convingă. Așa că, atunci când lupul bătu la ușă și le spuse iezilor că el este mama lor care s-a întors, iezii nu s-au lăsat păcăliți. Nu e adevărat, tu ești lupul cel rău, au răspuns ei. Mama noastră are vocea subțire și suavă. Lupul nu se dădu bătut. A mâncat miere ca să-și subțieze vocea, dar degeaba. De data aceasta, laba cu blană neagră, cu care le dădu cadourile iezilor, întrădă. Lupul după aceasta se duse la brutar și cu aluatul primit de la el,
își acoperi lava. De data aceasta, iezii se păcăliră. Au crezut că mama lor s-a întors. Au deschis ușa, iar lupul, într-o clipită, i-a înghițit pe toți. În afară de unul singur care a avut timp să se ascundă în dulap. Aflând cele întâmplate, mama capră s-a gândit că iezii încă mai erau vii în burta lupului și porni de îndată în căutarea lupului. Îl găsi tolănit sub un copac. Lupul cu burta plină a țipise. În burta lui se vedeau ca 6 dâmburi, cele 6 capete ale vieții. Mama capră tăie cu foarfeca burta lupului și își scoase pe rând toți iezii. În locul lor puse pietre și cusună apoi burta lupului în așa fel că hapsânul de el nu simți nimic. Când s-a sculat și s-a dus la pârâu să bea apă, din cauza pietrelor își pierdui echilibrul, căzu în apă și se înnecă. Cei 7 iezi crescură devenind puternici și le crescură coarne pe măsură pentru a se putea apăra de lup. Jorinda și Joringelo. Jorinda și Joringelo se iubeau și doreau să se căsătorească. Odată au pornit la plimbare în pădure, dar s-au rătăcit. Zărind în depărtare un castel, tânărul spuse: "Uite!" "Cuic, cuic!" auzi el răspunsul. S-a întors și în locul miresei lui văzu lângă el o privighetoare. Puțin mai sus zbura o bufniță. Bufnița a trecut prin spatele unui copac și a apărut sub forma unei bătrâne urâte și gârbovite. Joringelo își dădu seama că este o vrăjitoare și se rugă de ea să-i o dea înapoi pe iubita lui. A plâns, a implorat, dar fără niciun rezultat. Nu îi rămânea altceva de făcut decât să rămână pe lângă castel fără să-și piardă speranța. Într-una din nopți, în vis, îi apăru o zână care i-a arătat o floare roșie. În zori, Joringelo a început să caute floarea și găsi un trandafir între ale cărui petale străluceau picături de rouă. Era trandafirul dragostei, care avea puteri magice. Cu ajutorul lui, tânărul reuși să intre în castel și ajunse într-o cameră care era plină cu colivii. Joringelo își dădu seama că toate erau fete transformate în păsări. Dar cum o va găsi el între atâtea păsări pe Jorinda lui? În timp ce o căuta pe iubita lui, văzu cum vrăjitoarea încerca să scape din încăpere, ținând în mână o colivie. Joringelo, dintr-o săritură, fu lângă ea. Aceasta căuta să scape. Tânărul o atinse pe vrăjitoare cu trandafirul și aceasta își pierdu puterile. Vraja s-a rupt, iar păsările s-au transformat înapoi în prea frumoase fete. La fel se întâmplă și cu Jorinda, care, bucuroasă, îl îmbrățișă pe Joringelo al ei. Moara fermecată. În moara cea veche se petreceau lucruri ciudate. Oamenii ei presupuneau că acolo locuiau niște stafii. Nimeni nu află ce se întâmpla cu adevărat, pentru că oricine încerca să stea acolo o noapte, dimineața era găsit mut de frică. Morarul era necăjit pentru că nimeni nu vroia să lucreze la el. De aceea mare-i fu bucuria când într-una din zile
apăru un băiat care auzise despre cele întâmplate până atunci cu alți ucenici și, nefiindu-i frică, dori să se angajeze la el. Noaptea, de îndată ce se întinseră pe laviță, morarul a dormit, dar tânărul nu. La miezul nopții ușa se deschise de la sine, lumina se aprinse și o masă plină de bunătăți intră prin ea. În jurul ei stăteau oaspeți nevinsuți, care mâncau cu mare poftă. Băiatul vedea cum obiectele, căni, farfurii, furculițe, cuțite, se mișcau de la sine. Auzea cum mesenii mestecau bucatele și nu se mira deloc. Și se puse și el la masă să mănânce, după care se stinse lumina și băiatul căpătă o palmă zdravănă. Ia mai încercați încă o dată, spuse el, că eu vă dau înapoi. Și de îndată, când veni și cea de-a doua palmă, nu o mai așteptă cu brațele în sân, ci o dădu înapoi. Toată noaptea o ținură așa, dar odată cu venirea zorilor se liniști. În tot acest timp, morarul a dormit și nu a știut ce s-a întâmplat. Începând de atunci, domnește liniștea la moară. Băiatul cel curajos reușise să sperie stafiile, care plecară și nu se mai întoarseră niciodată, iar el rămase să-l ajute în continuare pe morar. Sâmbăta Splitușului. Era într-o sâmbătă seara și aproape niciunul dintre copii nu dormea. Spiridușul somnului, care trebuia să cânte cântecul de lagă, încă nu sosise. Atât de mult a întârziat că una dintre mămici se hotărâ să meargă până la el să vadă care era motivul acestei întârzieri. Iartă-mă, se scuză spiridușul, dar mâine, duminică, va fi sărbătoare mare și pentru ca în lume toate să fie rânduite, noi, spiridușii, trebuie să avem grijă de aceasta. Nici nu-ți poți închipui câtă treabă mai am de făcut în seara asta. Dar ce mai ai de făcut de nu poți să vii și să cânți cântecul acela de leagăn care adoarme toți copiii? Întrebă mămica mirată. Trebuie să urc în clopotniță și să acordez clopotele. Trebuie să merg pe câmp și să verific dacă vântul a scuturat bine de praf firele de iarbă și florile. Trebuie să verific dacă râul susură și e cristalin. Trebuie să verific dacă păsările și-au acordat toate glasul. Trebuie să verific dacă fluturi au culori pe aripi. Trebuie să verific dacă soarele se va arăta mâine. Trebuie să verific dacă norii sunt pufoși și albi. Trebuie să urc până sus pe cer să iau fiecare stea în parte și să o lustruiesc. Dar stelele, spuse mămica, sunt lipite de cer. Nu le poți lua și lustrui ca pe niște lămpi. Știi mai bine ca mine? Răspunse spiridușul jignit. Între timp, băiețelul a dormit, iar mama se gândi că nu are rost să se mai certe cu spiridușul, așa că nici până în zilele noastre nu se știe dacă stelele sunt lipite pe cer sau nu. Într-o zi, vulpoiul o văzu pe găinușa Pufroșu, o numi așa pentru că toate penele ei erau roșii, și din acel moment i se făcu poftă de friptură. Fugi acasă și o instrui pe nevasta lui. Ascultă, vulpo, să pui o oală cu apă la fiert pentru că vom avea găină la cină. De unde găină? Că nu am
prins nimic, răspunse vulpea. O voi prinde eu pe pufroșu. Apa să fie fiartă, pe când vin ca sociu pe lim. Ne vei face din ea o friptură gustoasă. Crezi că poți să o prinzi? Vul fi rapid, îmi trebuie doar un sac. Vulpoiul se întoarse la pufroșul pe care o prinse și o puse în sac cu așa repeziciune că nici nu mai a avut timp să strige după ajutor. Spre norocul ei, o porumbiță, prietena găinușei, văzut cele întâmplate. Se culcă de-a curmezișul cărării și se prefăcu că avea aripa ruptă. Vulpoiul cel lacom se bucură gândindu-se că va fi bună ca și aperitiv. Puse sacul jos, ca să se poată mișca în voie, se aruncă spre porumbiță, dar aceasta cu măiestrie se ferea încercând să-l atragă din ce în ce mai departe, pentru ca Puf Roșu să poată scăpa din sac. Puf Roșu reuși să iasă din sac și puse o piatră în locul ei, după care o luă la fugă. Porumbița, văzând că prietena ei a scăpat, își luă zborul. Vulpoiul lua din nou sacul în spinare și îl duse acasă, pentru că era sigur că găinușa se află în el. Acasă răsturnă sacul în oală. Din cauza pietrei, sări apa fiartă din oală, opărindu-l pe vulpoiul cel hain. Astfel, cei doi vulpe și vulpoi rămaseră flămânzi, iar găinușa pufroșu îi mulțumi porumbiței pentru că-i veni în ajutor și o scăpă de nenorocire. Povestea scaunului. Grădina era plină cu tot felul de flori frumoase, iar săracul Sky trecea neobservat de nimeni. Într-una din zile s-a organizat o mare festivitate la vilă, iar fetele au dăruit flori aleșilor lor. O scoțiană a fost atrasă de florile violete ale Sky-ului, acestea fiind simbolul țării ei. Rupse una dintre flori și o prinse la pieptul tinerei gazde. Sky-ul era foarte mândru de onoarea de care avea parte. Peste puțină vreme, tinerii se căsătoriră, iar cu timpul petufișul de Sky din grădină mai rămăsese numai o floare. Tânăra soție o văzu și își aduse aminte că și iubirea lor a început cu o floare de Sky. Rupse deci și ultima floare și o dărui soțului ei. Acesta propuse ca să lipească floarea pe poza lor de la nuntă. Floarea de Sky era mai mult decât mulțumită. Tinerii căsătoriți își pregăteau bagajele pentru a pleca în călătorie. Când copiii își vor lua zborul din casa părintească, suspină floarea, atunci eu voi fi aruncată. Nici vorbă de așa ceva, nu vei avea o soartă rea, i-a zâmbit raza de soare. Cum adică? Întrebă floarea. Mă vor pune într-o vază sau într-o ramă? În nici una. Te vor pune într-o cutie cu amintiri la care se vor uita cu drag. Mereu și de câte ori te vor privi, le vei aminti de o poveste de iubire, răspunse raza de soare. Floarea zâmbi mulțumită de soarta bună care îi fusese dată și de locul pe care l-avea, pe o poză cu două tineri frumoși. Jetta era o bucătăreasă foarte pricepută. Într-una din zile, stăpânului îi porunci să le prepare la cină un pui, pentru că avea un invitat la masă.
puiul a reușit așa de bine că îți ploua în gură numai dacă te uitai la el. La fel pății și Geta. Trebuie să-l gust. Dacă este destul de sărat, îi tai o aripă și o mănânc. Foarte bun, spuse Geta după ce mâncă aripa. Era foarte mulțumită de cum îi reușise friptura, dar privind puiul, își dădu seama de un lucru. Dar dacă las și cea de-a doua aripă, stăpânul o să-și dea seama că cealaltă lipsește. Cel mai bine e să tai și cea de-a doua aripă. Și dacă tot o tai, pot să o și mănânc. Geta atât a tot gustat puiul, încât atunci când stăpânul a ajuns acasă, nu mai rămăsese nimic din el. E pregătită cina pe când vine musafirul? Întrebă stăpânul. Puiul este gata. Puteți să vă ascuțiți cuțitele ca să-l tăiați, minți Geta. Simțindu-se cu musca pe căciulă, se tot gândea ce să facă pentru a scăpa neprinsă. Îi veni o idee, dar mai avea de așteptat până venea musafirul. Nu trecu mult timp și acesta sosi. Fugiți până mai puteți, îl atenționă Geta. Stăpânul meu v-a chemat numai pentru ca să vă omoare. Nu auziți cum își ascute deja cuțitul? Musafirului nu trebuie să-i mai repete ce le spuse, că o și-l rupse la fugă. Bun musafir ați mai chemat la masă, a spus bucătărea sa stăpânului. Omul a venit până aici și a șters-o cu puiul. Scăpase pe moment, dar știa că minciuna are picioare scurte și te ajunge din urmă. Chioșcul vânzătorului de înghețat. Era odată o familie foarte săracă. Atât de săracă, încât de multe ori nu aveau bani nici să-și cumpere pâine. De alte bunătăți, cum ar fi ciocolată, bomboane, prăjituri sau altele, nici nu mai încăpea vorba. De câte ori trecea pe stradă vânzătorul de înghețată, fetița se uita cu mare jind la ceilalți copii cum mâncau cu poftă înghețatele mari și colorate. Vânzătorul o vedea de fiecare dată cum se uită cu jind la înghețată și la ceilalți copii. Într-o zi o întrebă: tu nu ai voie să mănânci înghețată? Ba da, răspunse fetița, dar nu am bani, noi suntem foarte săraci. Vânzătorului îi se făcu milă de fetiță și îi dărui chioșcul lui. Acesta este un chioșc fermecat, spuse. Pregătește singur înghețata, trebuie numai să-i spui ce înghețată vrei. Dar când vasele sunt pline, să nu uiți să spui gata. Începând din acea zi, au avut parte de câtă înghețată au dorit. Într-una din zile, fetița plecă de acasă, iar mama ei dori să mănânce înghețată. Ciocolată și fistic, spuse ea, iar chioșcul în acel moment se apucă să facă înghețata. Pentru că mama nu știa cum se oprește, totul se acoperi cu ciocolată și fistic. Toată strada era plină cu înghețată când fetița ei se întoarse și spuse: gata! Dar înghețata deja ajunsese până la acoperișurile caselor, iar dacă cineva dorea să iasă din casă, trebuia să lingă înghețata ca să-și facă loc. Bucuria a fost mare pentru toți cei care locuiau pe acea stradă, fiindcă au mâncat înghețată pe săturate. Thank you.
Cei doi frați și morcovul împăratul. Au fost odată doi frați. Unul era bogat și cu influență, iar celălalt era sărac, lipit pământului. Acesta din urmă, ca să aibă din ce trăi, a arat o bucățică de pământ și a însămânțat-o. Din pământ au răsărit morcovi, iar unul dintre ei s-a făcut așa de mare, de țăranul nu știa ce să facă cu el. Nu vroia să-l mănânce pentru că ar fi trebuit vreo 100 de musafiri ca să-l poată mânca tot. Și apoi, ce masă e aceea unde sunt numai morcovi? Să-l ducă la piață? Ar costa mai mult drumul decât ar primi pe morcov. A tot stat el pe gânduri, a cugetat și până la urmă ajunse la concluzia că mai bine îl dăruiește împăratului. S-a dus la palat și s-a înfățișat înaintea împăratului zicând: Măria ta, din recolta mea de morcov vă aduc în dar cel mai mare morcov care s-a văzut vreodată. Acesta s-a bucurat într-adevăr de cadoul neobișnuit, pentru că el chiar credea că este ceva nemai văzut, însemnând că valora mulți bani. A vrut să le răsplătească pe țăran, așa că îi dădu atâta aur, încât fratele cel sărac deveni bogat. Când fratele cel bogat află toate astea, gândi: dacă împăratul pentru un morcov l-a răsplătit așa pe fratele meu, atunci pentru un cadou cu adevărat scump, oare ce o să-mi dea? Își puse toate bijuteriile scumpe într-o rădiță și plecă la împărat. Împăratul, văzând un asemenea dar de preț, îl răsplăti cu ce credea el că este cea mai scumpă comoară a lui. Morcovul imens primit de la fratele sărac. Vulpea Biclana și micul cocoș. Biclana, renumita vulpe roșcată, căuta de două zile de mâncare și nu găsise nimic. A avut noroc în ziua aceea, găsi o gaură în gard, se furișă în cotețul găinilor și prinse un mic cocoș. Numai că găinile speriate au început să cotcotecească. Auzind hărmălaia, veni în fugă nevasta stăpânului și îl chemă și pe acesta în ajutor: Hai repede că a intrat vulpea în cotețul găinilor și a înhățat deja o pasăre! Acesta împreună cu slugile și câinii de vânătoare o luară în urmărire pe vulpe. Oamenii o cărau din toți rărunchii pe vulpe, iar câinii de vânătoare nu se lăsau nici mai prejos, fiecare dintre ei vrând să o prindă. Ce fel de vulpe ești? Spuse micul cocoș șmecher. Îi lași să te ocărească așa de tare și nici măcar nu le răspunzi? Auzi câinii cum se laudă fiecare că te prinde? Vicleana, fiind atinsă în orgoliul ei, se întoarse ca să le riposteze urmăritorilor. Blegilor, nu sunteți voi în stare să mă prindeți, de-abia alergați. Dar spunând astea, deschise gura să vorbească, iar micul cocoș îi sări din gură și îi zbură în primul copac și până în vârful lui nu se opri. Mândru nevoie mare că a reușit să o păcălească de acolo, îi spuse vulpii: Tu ești bleaga, prinde-mă dacă poți, hai urcă, unde pleci? Râdea de ea dând din creastă.
Vicleana, în schimb, era mai preocupată să scape de urmăritori, așa că nu se mai uită la cocoș. Fugi rușinată și nu se opri până la vizuina ei. Zână cea însetată. O văduvă avea două fete, dar pe cât de mult o iubea pe fata ei, care era urâtă și rea, pe atât de mult nu avea la suflet pe fata ei vitregă, care era frumoasă și harnică. Odată femeia o trimise pe fata ei vitregă la izvor după apă. Acolo se întâlni cu o bătrână care îi spuse: "Fată dragă, dă-mi și mie apă din sforul tău, că tare mi-e sete." Pentru că fata era bună la suflet și ajuta pe toată lumea, o servi pe bătrânică în tocmai ca pe o împărăteasă. "Ia și bea, măicuță, cât îți trebuie." Bătrânica, de fapt o zână, a fost impresionată de bunătatea fetei și, drept răsplată, o înzestră cu un dar neobișnuit. De câte ori fata deschidea gura să vorbească, din gură ieșeau numai flori și nestemate. Vă puteți închipui ce furioasă se făcu maștera când află cele întâmplate. Imediat o trimise la izvor pe fata ei ca să primească și ea astfel de daruri. De data aceasta zâna îmbrăcă straie de împărăteasă. Când o văzu pe fată, spuse: "Fată dragă, mi-e tare sete, dă-mi să beau apă din ulciorul tău." Fata îi răspunse plină de răutate: "Dacă vrei să bei apă, atunci bea din palmele tale." "Nu ești deloc bună," îi spuse zâna, "așa că te voi pedepsi." Începând de atunci, din gura fetei ieșiră numai vipere și proaște râioase, pentru că vorbele urâte sunt ai doma animalelor dezgustătoare. Astfel, fiecare fată fu răsplătită pe măsura purtării pe care a avut-o. Țarina Lăutar. În timpul cruciadei, țarul a fost luat ostatic de către turci și aruncat în temniță. I se aduse la cunoștință că va fi eliberat în schimbul unei mari sume de bani. Desigur, i se permise să îi scrie soției lui o scrisoare în care o ruga să plătească răscumpărarea cerută de aceștia. Într-una din zile sosi în tabăra turcilor un lăutar. Așa de frumos cânta acesta, că îl fermecă până și pe sultan, care îl întrebă: "Talentatule lăutar, pentru cântarea ta aleasă, cu ce te-aș putea răsplăti?" Lăutarul stătu un pic pe gânduri și apoi spuse: "Dacă luminăția voastră vrea să răsplătească un biet lăutar, atunci am o singură dorință, să-mi dați de slugă pe păgânul care zace în temniță." Sultanul nu stătu pe gânduri și îi îndeplini cererea. Lăutarul își luă sluga, care nu era nimeni altul decât țarul, și porni la drum. Merseră cale lungă și când ajunseră în capitala Rusiei, lăutarul dintr-o dată îl eliberă pe țar, fără ca să ceară nimic în schimb,
și dispăru ca prin farmec. Curtea împăratului se umplu de bucurie și voioșie odată cu întoarcerea țarului. El, în schimb, era supărat pe soția lui. Tot timpul se gândea, nici măcar nu s-a străduit să plătească răscumpărarea cerută pentru eliberarea mea. Oare de ce? A vrut să o surghiunească pe țarină, dar în acel moment se auzi melodioasa cântare a lăutarului și dintr-o dată apăru secretosul lăutar. În acea clipă, țarul o recunoscu pe țarina deghizată, care alesese această cale pentru a le libera. Mare a fost bucuria din acea zi. De ce sunt despicate boabele de fasole? O gospodină se trezi de dimineață și se gândi să facă de mâncare. Prima dată aprinse focul și apoi își aduse ingredientele pentru supă. Azi am să fac o supă de fasole, spuse ea veselă. Aduse castronul cu boabele de fasole să le spele și apoi să le pună în oală. Dar în timp ce le punea în oală, o boabă sări pe jos. Din foc sări o bucățică de jar și mai căzu și o bucățică de pai folosit la prinderea focului. Acestea trei priviră spre gospodină, speriate, dar văzând că nu sunt băgate în seamă de aceasta, fiecare având motivele lui, au hotărât să fugă pentru ca gospodina să nu le mai pună înapoi în supă sau pe foc. În timp ce fugeau, au ajuns la un pârâu. Cum trecem pe malul celălalt? Întrebă bobul de fasole. Ar trebui să găsim o soluție, răspunse jarul. Cel care găsi soluția fu paiul. Eu voi face un pod peste apă, spuse el mărinimos, iar voi, dragi prieteni, veți trece pe rând pe malul celălalt. Zis și făcut, primul trecu bobul de fasole, dar când jarul ajunse la mijlocul podului și văzu apa cea mare, se sperie și nu mai putu să facă niciun pas. Focul lui a aprins firul de pai, care a și ars, iar jarul, căzând în apă, se stinse. Bobului de fasole i se păru foarte amuzantă toată tărășenia și râse așa de tare încât crăpă. Dar spre norocul lui trecu pe acolo un croitor care îl cusu la loc. Începând din acea zi, toate boabele au o despicătură pe una din părți, locul cusăturii. Alul credincios și fulten. Un arab avea mai mulți cai, dar unul dintre ei era bătrân. Era un cal care l-a servit credincios timp de mulți ani. Dar pentru că a îmbătrânit, stăpânul lui vroia să se descotorosească de el. Dispar de aici, îi spuse, și să te întorci numai când vei fi la fel de puternic ca și un leu. Bietul cal a plecat. Pe drum s-a întâlnit cu o vulpe, căreia i-a povestit de soarta lui crudă. Acum nu știu încotro s-o apuc. Aș vrea să mă întorc la stăpânul meu. Încă îl mai pot sluji. Nu te amără. Culcă-te la pământ și prefă-te că ai murit, îi spuse vulpea. După care fugi la leu. Pe drum zace un cal mort, spuse, du-te și adu-l aici. Bine, se preocupă leu, dar cum îl voi căra până aici? Nu
te îngrijora, prietene, îi răspunse vulpea. Îl legăm de coada ta. Leul încuvință. Au mers până la locul unde era calul și vulpea legă coada calului de acea a leului. După ce strânse bine și ultimul not, mână calul, hop, hop! Auzind acestea, calul sări în picioare și așa fugi până la casa stăpânului lui, trăgând leul furios după el. Când stăpânul văzu acestea, strigă, bătrânul meu, prieten, ești mai puternic decât un leu, te primesc înapoi! De atunci, arabul nu și-a mai alungat caii când aceștia ajungeau bătrâni, pentru că un cal bun nu devine niciodată mărțoar. Un din sticlă. Un învățăcel se plimba într-o zi prin pădure când s-a auzit chemat de o voce subțire. S-a uitat în jur, dar nu a văzut pe nimeni. Vocea se făcu auzită din nou. Venea dintre rădăcinile unui stejar uriaș. Tânărul găsi o sticlă în care se afla un omuleț. Eliberează-mă, se rugă el. Învățăcelul scoase dopul și din sticlă ieși un fum mare care se transformă într-un uriaș înfricoșător. Sunt un duh, spuse el, iar un vrăjitor m-a închis în sticla aceasta. Acum, în schimb, trebuie să te omor, pentru că sunt foarte furios și tu mi-ai ieșit primul în cale. Stai puțin, spuse tânărul fără să se sperie. Nu cred că tu ai încăput în sticla aceasta. Dovedește, după care poți să mă și omori. Nimic nu este mai ușor, râse duhul, dar de îndată ce intră în sticlă, tânărul îi puse dopul înapoi. Duhul și-a dat seama de istețimea tânărului și atunci făcu o înțelegere cu acesta. Dacă mă eliberez din nou, spuse duhul din sticlă, nu numai că nu te mai omor, ci îți voi face un dar deosebit. Ce îmi vei dărui? Întrebă tânărul. Îți dăruiesc un pumnal care transformă totul în aur și vindecă orice rană. Tânărul acceptă. Și de data aceasta, duhul din sticlă făcu așa cum spuse. Mai târziu, tânărul, datorită pumnalului, deveni un medic bogat și renumit. Oile cele vechi și caprele cele noi. Păstorul își mână oile pe pajiște la păscut și, când a vrut să le aducă înapoi în grăști, observă că printre ele s-au amestecat niște capre sălbatice. Era foarte mulțumit că animalele lui s-au înmulțit singure și le închise și pe capre în spatele gardului alături de oi. A doua zi se porni ploaia, așa că păstorul nu le lăsă la păscut. Oilor lui le dădu numai o mână de nutreț, iar caprelor le dădu din belșug, pentru că s-a gândit că dacă le ține bine, acestea nu vor mai vrea să plece. Dar în ziua următoare, când soarele strălucea pe cer și el se gândi să le lase la păscut, nu bine deschise poarta, caprele o și zbughiră și nu le mai putu prinde. Nerecunoscătoarelor, alergă păstorul după ele, și eu care v-am dat ce era mai bun.
Tocmai de aceea am și plecat, îi răspunse una dintre ele. Dacă pe noi, care de-abia am venit, ne prețuiești mai mult decât pe oile tale, cine știe cum te vei purta când îți vor veni alte animale noi? Păstorul rămase pe gânduri. Aveau dreptate caprele. Din acea zi fu mai atent cu oile lui și le îngriji mai bine. Morala: să nu ne bucurăm prea tare dacă cineva cunoscut recent ne tratează mai bine decât pe prietenii lui mai vechi. Pentru că mâine și noi vom fi vechi și ne va părăsi și pe noi. Ionică, uriașul care a fost aruncat în fântână. Ionică, uriașul, lucra de zor la un țăran înstărit. Dar când veni ziua plății, țăranul nu mai vrut să-i dea nicio plată și își întrebă și soția, care era la fel de zgârcită ca el, ce să facă. Ar trebui să-i plătesc uriașului, dar dacă dau din bani, vom avea mai puțin. Cum să fac? Întrebă el. Femeia îl sfătui să-l omoare pe uriaș, să-l arunce în fântână și să o acopere cu o piatră de moară. Prima parte a planului a mers ca și unsă, pentru că uriașul cel blând a intrat singur în fântână, fără să-și dea seama ce îi se pregătește. Piatra de moară a fost mai greu de rostogolit până la fântână. Celor doi le-a mai trebuit ajutorul a 13 slugi. Atât era de grea. Până la urmă, imensa piatră de moară căzu cu zgomot pe fundul fântânii, de se zgudui și pământul. Cei doi au fost siguri că au scăpat pentru totdeauna de uriaș. Nu cred că a scăpat cu viață, spuse femeia. Cred că am scăpat de el, spuse și bărbatul. Dar chiar atunci îi auziră glasul. Hei, voi! Alungați găinile de sus, că mi-aruncă tot praful în ochi cu scormonitul lor. Nu trecu mult timp că Ionică se sui pe marginea fântânii cu piatra de moară în jurul gâtului ca o salbă, la care zgârcitul, văzând acestea, se speria așa de tare că îi plăti pe loc. Ionică luă banii și spuse: e păcat să oprești plata lucrătorilor. Eu am fost corect față de tine, dar tu ai dovedit că nu ești cinstit. Nunta cu trei vulpi. Trăia odată o vulpe roșcată care, pe lângă că era frumoasă, mai era și bogată. Dar, din păcate, în urma unei tragedii rămăsese văduvă. Aceasta avea ca slujnică o pisică. Cu mătra vulpe dorea să se căsătorească din nou, dar era foarte pretențioasă la alegerea pretendentului. Odată veni lupul și întrebă pisica: cu mătra vulpe este acasă? Da, în camera ei. Du-te la ea și spune că vreau să o iau de nevastă. Slușnica se duse să-i transmită stăpânei ce le spuse de lup, la care stăpâna o întrebă: pantalonii îi sunt roșii și fața ascuțită? Nu, stăpână, nici vorbă, răspunse pisica. Atunci nu mă mărit cu el. Du-te și spune-i răspunsul meu. După lup urmă câinele, cerbul, iepurele, ursul și multe alte animale din pădure, dar nimeni nu era cum își dorea cu mătra vulpe.
Până la urmă își încercă norocul și un tânăr vulpoi. Pantalonii sunt roșii și fața ascuțită? Își întrebă văduva slujnica. Da, acesta are pantalonii roșii și fața ascuțită, răspunse pisica. Merg să-l văd pentru a mă convinge dacă este așa, spuse vulpea. Intrând în salon, dădu cu ochii de pretendentul la mâna ei și spuse: Foarte bine! Atunci ne putem pregăti de nuntă. Pisica merse în bucătărie și pregăti din ouă, făină și unt multe gogoși dulci. Celelalte animale ale păturii, deși au fost invitate, nu au venit la petrecere, dar cu mătra vulpe, tânărul vulpoi și pisica s-au înfruptat până nu au mai putut din bunătățile ospățului. Violonistul ciudat. Un violonist trecea zilnic prin pădure pentru a merge la târg și pentru ca să nu se simtă singur, a început să cânte. Acordurile muzicii au atras un urs mare și furios. Ce frumos știi să cânți! Îl lăudă pentru ca să-i câștige încrederea. Ai putea să mă înveți și pe mine? Bineînțeles! Nu se lăsă păcălit cântărețul. Fă cum îți spun eu, pune-ți piciorul în scorbura copacului acela. Ursul îl ascultă, iar muzicantul, punând o piatră, fixă laba ursului credul în scorbură. A doua zi, când trecu prin pădure, fu atras un leu la auzul acordurilor și întâmplarea se repetă. Și acesta căzu în capcana violonistului, iar la sfârșit atârna prins de coadă de craca unui copac. A treia zi îi ieși în cale un tigru, care a fost păcălit printr-o altă metodă de către muzicant. De fiecare dată muzicantul a reușit să scape neatins, dar și animalele au scăpat din capcanele lui. Când cele trei animale au reușit să se elibereze, și-au propus să se răzbune pe el. Ce-ar fi dacă ne-am unit forțele? Întrebă ursul. L-am prinde mai ușor, spuse leul. Împreună vom reuși, spuse și tigrul. Muzicantul, în schimb, se gândi că e prea periculos să treacă singur prin pădure. Așa că își căută un tovarăș de drum. Află că un vânător are și el drum prin pădure pentru a ajunge acasă. Vorbi cu el și porniră amândoi la drum. În pădure, ursul, leul și tigru stăteau la pândă. Văzând vânătorul cu pușca în spate, cei trei o luară la fugă. Viștele care i-au învins pe barbarii gali. În Roma antică, nimănui nu venea să creadă că barbarii gali au cucerit jumătate din Italia și se apropie cu repeziciune de orașul lor. Armata cotropitoare, în schimb, a atacat pe neașteptate și a cucerit și incendiat orașul. Câțiva tineri viteji s-au baricadat pe vârfurile stâncoase ale Capitolului, aici aduseră și comorile orașului și au hotărât că vor rezista până ce legiunile consului Camillus vor veni în ajutorul lor. Galii au încercat să se suie pe pereții abrupți ai stâncii, dar au fost respinși de fiecare dată, așa că au trebuit
să se mulțumească să formeze un cerc de asediu în jurul Capitolului. Până la urmă, în mijlocul nopții, reușiră să găsească o trecătoare secretă în marginea dealului și intrară. Întunericul era atât de des că nu îi văzură nici măcar pasnici. Dar nu la fel se putea spune despre gâștele sacre din cetate care erau crescute pentru cultul Junonei și care făcură hărmălaie prin strigătele lor pătrunzătoare și fluturându-și aripile speriate cu atâta zgomot că romanii se treziră, puseră mâna pe arme și îi alungară pe atacatori. După ce trupele salvatoare ale consului Camillus ajunseră, romanii au hotărât ca din acel moment gâștele să nu mai fie sacrificate nici măcar ca și ofrande zei. Uriașul și avarul. Într-un sat se născuse un copil mai deosebit decât alții. Cu fiecare an care trecea, acesta creștea tot mai mult. Era de două ori mai mare decât cei de vârsta lui. Când ajunse flăcău, tânărul și blajinul uriaș află că era un fierar în sat care, pe lângă că era foarte zgârcit, se mai și purta urât cu angajații lui. Se duse la atelierul fierarului și se angajă ca și ucenic. Când îl văzu cât de înalt și bine făcut e, fierarul se gândi: așa un tânăr ucenic poate munci cât 10. Vroia să-l angajeze, dar mai întâi era curios ce plată îi cerea. Nu vreau bani, îl liniști uriașul pe fierar, ci de câte ori îi plătești pe ceilalți, eu să-ți dau câteva peste cap cu ciocanul. Așa nu îmi datorez nimic. Zgârcitul, gândindu-se că așa putea economisi o grămadă de bani, acceptă pe loc. Noul ucenic puse mâna să lucreze și lovi odată cu ciocanul în nicovală, ca aceasta se afundă în pământ, fără să o mai poată scoate cineva. Fierarul își dădu seama că nu a făcut un târg prea bun și îi spuse uriașului să plece până nu sparge ceva. Ce plată vrei pentru această lovitură? Întrebă el. Păi așa cum ne-am înțeles, spuse uriașul. Când fierarul se aștepta mai puțin, uriașul îi trase o lovitură de la aruncă până pe acoperiș pe zgârcit. Și uite așa, a învățat fierarul să nu mai prețuiască banul mai mult decât sufletul. Spiridușul caietului. Ceasul bătu de 12 ori. Era miezul nopții. În camera întunecată și liniștită, lucrurile au început să prindă viață. Ghiozdanul Andrei se deschise. Înăuntru se aflau aliniate cărțile, caietele pline cu cuvinte, penarul și carnetul de note. Comandantul caietelor, un spirituș, trecu în revistă cuvintele aliniate pe rânduri și își smulse tichia de pe cap de disperare. Literele nu stăteau
erau aliniate deloc cum ar fi trebuit, nemai vorbind că cele de un fel nici nu semănau una cu alta. Una era înaltă și slabă, cealaltă era în schimb așa bondoacă de cădea de pe linie. Unele parcă stăteau pe vârfuri, iar altele parcă erau tocite. Una se înclina spre stânga, iar alta spre dreapta. Ce dezordine! Andreea nu se pricepea să scrie frumos. Scrisul ei nu era deloc caligrafic, chiar dacă era caietul de caligrafie. Avea, de fapt, o problemă. Se grăbea prea tare și, din această cauză, nu prea îi reușeau literele. Atenție! Spiritușul se înfurie. Un, doi, un, doi, un, doi! Și continuă să facă gimnastică împreună cu bietele litere până când fiecare se îndreptă, se alinie și deveni așa cum trebuie să fie o literă adevărată. Începând din acest moment, am să vă verific zilnic, spuse spiritușul hotărât. Dar nu noi suntem de vină, ripostară literele. Andreea e de vină, ea e grăbită. Spiritușul se încruntă gânditor. Să stați așa cum v-am pus, le spuse literelor. Când vă va vedea așa frumos aliniate, își va da seama că trebuie să nu se mai grăbească. Cătălina și cașcavalurile. Cătălina, țărancă prostuță și neștiutoare, reușea numai să încurce lucrurile. Odată, când a dus în târg cașcaval, o roată tocmai i-a căzut din căruță și s-a rostogolit în jos la vale. Opri căruța, se dădu jos de pe capră și se uită după roata de cașcaval. N-am niciun chef să alerg după ea, gândi Cătălina. Las că trimit alta să o prindă și să o aducă. Zis și făcut, aruncă încă o roată în jos la vale, după care așteptă și tot așteptă, dar cele două roți de cașcaval tot nu s-au întors. Poate le place să fie împreună, gândi Cătălina și trimise și cea de-a treia roată după primele. Pentru că nu se întoarce niciuna, se gândia că poate cea de-a treia roată s-a rătăcit. Așa că rostogoli și cea de-a patra roată de cașcaval după toate celelalte. La fel a făcut cu cea de-a cincea, a șasea, a șaptea, până nu mai rămăsese nicio bucată de cașcaval în căruță. A mai așteptat puțin, dar până la urmă s-a înfuriat. Dacă voi credeți că eu mai am chef să stau după voi, vă înșelați. Plec, iar voi nu aveți altceva de făcut decât să fugiți după mine, măcar nu veți mai lenevi. Așa că ajunse cu mâinile goale la târg, unde soțul ei îi făcu scandal mare. Unde e cașcavalul? Ți-am spus să îl aduci. Ai venit cu mâinile goale. De ce ești așa furios? Se zbor și Cătălina la el. În câteva minute vor veni și roțile de cașcaval, că doar le-am spus că nu stau după ele. Doamne, zise soțul uitându-se înspre cer, la unii
le-ai dat cap să nu le plouă în gât. Vrăjitoarea cerb și fluturele. Tânărul vânător văzu într-una din zile un minunat cerb în pădure și porni în urmărirea lui. Alergă și alergă el urmărindu-l până când ajunse în mijlocul marului desiș la o colibă părăsită. Iar acolo cercul se transformă într-o vrăjitoare bătrână. Ai căzut în capcană și tu, spuse vrăjitoarea arătându-l pe tânăr cu degetele ei încovoiate. Acum te voi transforma și pe tine într-un animal. Tânărul înspăimântat își întoarse calul vrând să fugă pentru a scăpa, dar în spatele lui o broască râioasă se transformă într-un urs mare și îi tăie calea. Între timp, vrăjitoarea s-a transformat într-o cioară și zbură înspre tânărul vânător pentru a-l atinge și a-și desăvârși vraja. Dar un fluture i-o luă înainte și se așeză pe umărul tânărului vânător. Vraja se rupse, pentru că fluturele era o fată de vânător care își îndreptă arcul spre vrăjitoare. Așa se întâmplă că ursul, care era fratele fetei, deveni din nou un tânăr prea frumos. Acum, vrăjitoare hapsână, am scăpat de vrajă, îi spuse ea întorcându-se spre tânăr, zise. Stai liniștit, nu mai ești în pericol, iar noi am scăpat. Vrăjile ei nu au putere cum sunt mai mulți oameni la un loc. Noi am scăpat fiindcă am întâlnit un om, pe tine, și în clipa când te-am atins, vraja s-a rupt. Ai scăpat și tu, pentru că noi, transformându-ne iar în oameni, vraja nu s-a putut prinde de tine. Toți trei încălecară și o luară la galop, iar în urma lor rămase cioara croncănind. Boul și broască. Un bou păștea liniștit iarba de pe malul unui iaz. Când era sete, se apropia de iaz și bea apă. Stăpânul îl aducea zilnic la păscut pe malul iazului. Când oamenii îl vedeau, exclamau de fiecare dată: ce animal frumos! Asta și datorită hranei, paște iarba asta grasă și bea apa asta limpede. Azi așa, mâine așa, iar broaștele de pe mal stăteau, priveau și vorbeau între ele. Vreau și eu să fiu ca el, orocăi un broscoi de pe mal. Nu ai cum, spuse o broscuță mai mică. Găsesc eu o cale, ripostă broscoiul, că doar aici se hrănește și el. Broscoiul își puse în minte că și el va deveni așa de mare cât un bou, să-l admire și pe el lumea. Începu să se umfle și, într-adevăr, cu fiecare aer tras în piept, se umfla și mai mult. În curând obosi. E de ajuns? Le întrebă cu speranță pe privitoarele care îl urmăreau. Nu, mai bine lasă-te pe gubaș, spuse broscuța cea mică. Ele știau cât de mare este un bou și dădeau numai din cap dezaprobator. Dar acum e suficient? Întrebă iar broscoiul. Nu este de ajuns, mai trebuie puțin. Broscoiul, doritor de faimă, se umflă și mai mult, și mai mult, până când se sparse ca un balon. Vai, eu i-am spus să renunțe, spuse broscuța cea mică. Nu te pierde cu firea,
spuse o broască mai bătrână. Fiecare trebuie să știe când să se oprească. Vorba proverbului, nu te întinde mai mult decât îți este plapuma. Prietenii credincioși, a fost odată un servitor. Acesta avea așa mare grijă de calul lui, că îl invidia până și vulpea care își dorea să fie în slujba servitorului, ca să aibă parte și ea de o viață așa bună. Îl și întrebă pe servitor dacă nu o ia în slujba lui. Servitorul o acceptă și pe ea și o trată la fel de bine ca și pe cal. Mai târziu veni ursul și lupul care își doriră și ei o viață mai bună, iar până la urmă toate animalele pădurii se aflau în slujba servitorului. Într-una din zile, animalele se vorbiră să-i caute o soție stăpânului. Aleasa trebuie să fie bună la suflet, spuse ursul. Și veselă, spuse veverița. Desigur să fie și frumoasă, adăugă vulpea. Într-un final, căzură de acord și alegerea lor era fata împăratului. Aranjară în așa fel că atunci când prințesa îl va vedea pentru prima dată pe servitor, să se îndrăgostească de el pe loc. Totul se potrivi de minune, dar împăratului nu-i conveni alegerea fetei lui și o închise în turn pe prințesă. Slujitorii servitorului au ticluit cum să o elibereze. Pisica o ademeni pe fereastră, iar de acolo uliul o fură și zbură cu ea. Văzând astea, împăratul declară război animalelor pădurii, dar acestea chemară în ajutor și celelalte animale și se adună așa o armată că împăratul se sperie și se predă. Îl iertă pe servitor și încuvință căsătoria tinerilor. De atunci trăiesc fericiți împreună cu vulpea, ursul, lupul și cu restul prietenilor lor. Androcle și leul. De mult, în Roma, un sclav pe nume Androcle a reușit să fugă de la stăpânul său, fiindcă era persecutat, și să se adăpostească în pădure. A umblat mult flămând și obosit, iar când s-a lăsat seara, s-a cuibărit la umbra unui copac și a adormit. Dar nu după mult timp fu trezit de un răget. Era un leu fioros care părea gata să-l mănânce. Androcle se sperie la început, dar apoi observă că leul are o labă rănită, iar răgetul său e mai degrabă un plânset. Avea un spin mare în labă și din această cauză mergea șchiopătând. Androcle se apropie încetişor și scoase ghimbele din labă. Leul se îndepărtă vesel, iar omul se întoarse la culcare. A doua zi însă fu prins de gărzile regale și înapoiat stăpânului său. Drept pedeapsă pentru că fugise, urma să se lupte cu leii în arenă. Însuși împăratul se afla în loja regală, dornic să urmărească spectacolul. Când leul fu eliberat din cușcă, nici nu se atinse de Androcle, ci merse la dânsul
și păru fericit că îl vede. Împăratul fu surprins de o asemenea reacție, așa că îl chemă pe Androcle la dânsul și îl puse să-i povestească ce se întâmplase. După ce auzi povestea, îl eliberă de la stăpânul său și dădu poruncă să fie dus și leul înapoi în pădure. Dar Androcle spuse: lăsați-l la mine, îl voi îngriji în continuare. Din acea zi, leul l-a urmat peste tot, ca un câine, și l-a apărat. Ce ne învață ecoul? A fost odată ca niciodată un tat care făcu o călătorie cu fiul său prin munți. Totul mergea bine. Cei doi admirau frumusețile naturii și se bucurau de aerul curat, când iată că fiul se împiedică și căzu. Cum se lovi rău, acesta strigă: au! Dar spre marea lui uimire, cineva îi răspunse: au! Cine ești tu? Strigă copilul din nou, uitând de durere. Cine ești tu? Răsună din toate părțile. Copilul nu mai înțelegea nimic, așa că îi aruncă o privire mirată tatălui său și îl întrebă șoaptă ce se întâmplă. Acesta zâmbi și răspunse: dragul meu, ceea ce ai auzit tu este un ecou. Ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă, poți să-l asemeni cu viața. Ea ne dă înapoi tot ce suntem sau facem, întocmai ca ecoul. Viața este o reflexie a acțiunilor noastre, astfel că dacă îți dorești mai multă dragoste pe pământ, va trebui să creezi prima dată mai multă dragoste în inima ta. Dacă o vei oferi celorlalți, vei primi înapoi același lucru, deoarece cei din jur îți vor răspunde asemenea ecoului. Așa că, fiule, nu uita niciodată ce important este ca tu să adresezi lumii doar cuvinte frumoase, iar faptele să-ți fie pe măsură. În acest fel, ecoul lor va fi unul plăcut. Fiul lua aminte la cele auzite și își aminti de această lecție toată viața sa. Iar la rândul său, după ce crescu și ajunse părinte, porni într-o zi pe munte cu fiul său pentru a-l învăța prețioasa lecție de viață.